Polițiștii locali aflați în patrulare în zona Alba Iulia Libertății au depistat un bărbat care distrugea burlanele unei clădiri, rupându-le și aruncându-le pe jos, punând în pericol ceilalți cetățeni aflați în număr mare la acea oră în zona pietonală. Când polițiștii locali au încercat să-l legitimeze, cel în cauză a devenit extrem de agresiv, a sărit asupra lor, lovindu-l cu pumnul pe unul dintre aceștia. Cu sprijinul trecătorilor, bărbatul a fost imobilizat, fiind încătușat și transportat la secția 1 poliție pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani din Timișoara. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, căruia bărbatul a fost prezentat ulterior de polițiștii de la secția 1, nu a dispus reținerea acestuia, deși toate datele indicau săvârșirea infracțiunii de ultraj și gradul ridicat de violență manifestată. Pe această cale, reprezentanții poliției locale trag un semnal de alarmă cu privire la modul în care sunt tratate astfel de cazuri. La nivel mondial a crescut simțitor numărul agresiunilor față de organele de ordine, precum și față de ceilalți cetățeni, cel mai recent exemplu fiind cel al polițistului din Germania, omorât săptămâna trecută de un bărbat care a mai înjunghiat alte 5 persoane într-o piață. O astfel de decizie nu face cinste celor care iau decizii privind siguranța populației. Trebuie subliniat faptul că, într-adevăr, polițiștii locali își riscă integritatea corporală, aceasta fiind până la urmă o consecință a meseriei pe care o practică, dar astfel de persoane extrem de agresive pun în pericol și ceilalți cetățeni, până la intervenția polițiștilor locali, bărbatul fiind foarte aproape de a-i lovi și pe alții în acțiunile lui fără nicio logică. Până la urmă, siguranța tuturor cetățenilor este un aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere, nu doar polițiștii, ci și procurorii care decid în astfel de situații, transmit reprezentanții instituției.